Dar aș vrea să vă transmit cu voia dumneavoastră un mesaj vorba domnului ministru și cât se poate de concentrat. Noi suntem pentru că domnul Alec Reporter mi-a ținut microfonul în brațe, nu să-l pun la dispoziție. O vom vedea și în fața unei obișnuite și imprenente vacanțe parlamentare. În acest an, păi, vacanța parlamentară, eu n-am nicio vină. Sau calendarul normal al vacanței parlamentare, supine într-un moment în care câteva lucruri sunt foarte clare. Unu, că guvernul care ne exprimă pe noi, ca formațiuni politice și majoritate parlamentară, legitimată, chiar dacă indirect, dar ca semnal, cât se poate de clar, fără echivoc, și de votul popular din 10 iunie, guvernul acesta al nostru este într-o situație foarte grea și este, evident, obstrucționat de către o serie de alte instituții ale statului, în primul rând de către președintele României. Este cât se poate de evident, președintele nu mai ascunde asta, batjocura care văd că și astăzi în preajma, cum e fapt normal la urmă, investirea unui ministru de educație, doamna Andronescu. Batjocura continuă. Campania internă și internațională, orchestrată direct de președinte și probabil de instituția aflată încă sub comanda sa, e în plină desfășurare și e într-un permanent crescendo. Și problema pentru noi, din punct de vedere politic, se pune dacă putem face ceva pentru a crea condițiile normale, constituționale, acestui guvern să-și poată face datoria, să se poată achita de responsabilitățile asumate, în primul rând, în fața noastră, ca majoritate parlamentară, și prin intermediul nostru față de cetățenii pe care îi reprezentăm, la rândul lor în majoritate, sau dacă plecăm în vacanță și lăsăm acest guvern anchilozat, pradă tuturor acestor campanii care nu intră în vacanță, conduse de instituții ideale care nu intră în vacanță. Cam asta este întrebarea majoră la care trebuie să răspundem. Pentru că nu mai avem de-a face cu niște dispute de rafinament juridic, cu niște mici neînțelegeri. Avem de-a face cu chestiuni de fond. Avem o curte constituțională care ne spune foarte clar că noi, ca Parlament, nu avem drept să îl delegăm pe primul ministru să meargă la reuniunea șefilor de guvern ai țărilor Uniunii Europene. Asta e Consiliul European, zdrobitoarea majoritate. Care ne spune că nu avem voie să legiferăm în materie electorală sau orice altă materie. Ca să nu mai vorbim despre alte instituții a căror activitate și al cărei substrat politic la activităților îl vedem în fiecare zi. Problema se pune dacă Parlamentul, majoritatea parlamentară, își asumă sau nu rolul de a pune în ordine aceste chestiuni. Asta este întrebarea la care, respectând Constituție, respectând legi în vigoare, respectând angajamentele noastre politice, putem răspunde sau nu.